Și acum hai să vedem pentru ziua de joi, 26 august, care este energia cărților de tarot. Foarte frumos! Pentru această zi de joi avem energia focoasă a cavalerului de bâte. Se pare că ziua de joi va fi o zi de acțiune, în care va trebui să finalizați o grămadă de proiecte, o grămadă de activități, astfel încât să vă puteți bucura de weekendul care vine. Va fi o zi încărcată, cu foarte multă activitate, cu foarte multă comunicare, foarte mult dută vino. S-ar putea să aveți de făcut o grămadă de călătorii din astea pe scurtă distanță. Ziua este foarte bine susținută și din punct de vedere astral, pentru că avem parte astăzi de trigonul dintre Mercur și Pluto. O zi foarte bună pentru afaceri, pentru comerț, pentru orice activități de negociere. Dacă trebuie să semnați pentru un credit sau dacă vreți să cumpărați, să investiți în anumite bunuri de valoare, este o zi foarte bună să semnați aceste acte, să achiziționați aceste investiții la care vă gândiți. Cavalerul de bâte este o carte cu o energie foarte frumoasă, foarte pozitivă, care ne vorbește despre norocul care este acordat celor care acționează din integritate, cu puritatea intențiilor, cu o inimă curată și fără intenții malefice în spate. Aici norocul este de partea celor care sunt viteji, norocul este de partea celor care acționează în spiritul dreptății, în spiritul justiției și dacă o să faceți lucrurile ca la carte, fără ocolișuri, fără lucruri ascunse, cu intenții pozitive, fără să vreți să trageți pe sfoară pe nimeni, atunci lucrurile o să iasă foarte, foarte bine, foarte pozitiv pentru voi. Oricât de înalte par țelurile voastre la momentul actual, aici cavalerul de bâte vă susține, este de partea voastră, vă ajută și succesul este 99,9% garantat, asigurat de către Univers. Folosiți-vă de această energie ca să finalizați acele proiecte grele, complicate, care s-au tot lungit și s-au tot amânat în această vară. Folosiți-vă de această energie ca să finalizați o negociere, ca să semnați niște contracte, ca să duceți lucrurile la bun sfârșit, pentru că aici Universul vă arată foarte clar că este de partea voastră, aici aveți un înger păzitor care stă acolo peste umărul vostru și vă protejează, vă ajută să faceți alegerile corecte. Dacă vă plac interpretările mele zilnice și vreți să vedeți mai multe astfel de etalări de tarot, inclusiv etalări lunare pe zodii, precum și etalări de tipul alege o carte, în care voi vă alegeți mesajul cu care rezonați cel mai mult, precum și o grămadă de alte surprize, vă aștept pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!